Delia a vorbit cu tatăl lui Liviu și a adresat câteva întrebări. În comparație cu întrebările pe care le-a pregătit Liviu pentru tatăl Deliei, invers mi s-a părut situația luată mai în serios, așa? adică Delia a avut niște întrebări interesante pentru tatăl lui Liviu. Îl întreba dacă îl știe ca fiind o persoană violentă, dacă știe să fi fost vreun sau să fie vreun împătimit al jocurilor de noroc. De asemenea l-a întrebat dacă atunci când a fost plecat în străinătate și a ajutat familia, părinții, dacă au avut nevoie cu bani, l-a întrebat pe tatăl lui Liviu dacă este o fire răzbunătoare. Tatăl lui Liviu a fost și trezit din somn, pentru că am înțeles că apelul s-a întâmplat undeva pe la miezul nopții și dumnealui dormea, dar a răspuns bucuros la toate întrebările de ei și sperăm că a lămurit-o pe aceasta în privința lui Liviu cum este și cum îl cunoaște tatălui.